Colindul strămoșesc ne-a aninat întreaga noastră viață, copilăria, tinerețea. Și dumneavoastră care ați ajuns la vârsta senectuții, vă amintiți de Crăciunul de altădată? Multe din datin s-au păstrat, altele s-au pierdut în negura timpurilor. Dar, în esență, colindele strămoșești au rămas aceleași. S-au mai făcut modificări la liniile melonice, dar, în esență, au rămas colindele noastre de altădată. În continuare, avem un colindător, dragi creștini, stimați telespectatori, îmi place să spun așa, pentru că vă știu acolo la masă, împreună cu întreaga familie, așadar avem un colindător din Soconzel. Este vorba de taragotistul Bogdan Bota, pe care îl invităm alături de noi, de mine și de dumneavoastră și de colegii de aici. Seara bună lui Crăciun! Seara bună lui Crăciun! Bogdan, îți mulțumim că ai venit în această minunată seară să ne colinzi și nu oricum, prin intermediul taragotului tău fermecat. Ce ne-ai pregătit? Am pregătit o colindă specifică din Soconzel, de acolo de unde vin eu. Originală. Originală. Pentru toată lumea care ne privește, pentru toți creștinii, pentru toți soconzelanii și pentru toată lumea. Cum se intitulează colindul interpretat la taragot? Venițeasă-ți credincioșii. Este un colind pe care doar la biserică în Soconzel l-am auzit în această formă. Desigur, are mai multe variante, dar în această formă doar în Soconzel l-am văzut. Ce spuneam eu, Bogdan? Există colinde tradiționale, sunt mai multe variante, trebuie să recunoaștem, care s-au păstrat pe cale orală de-a lungul veacurilor. Așadar, să ascultăm colindul lui Bogdan Bota, care vine tocmai din Soconzel să ne colinde în această magică seară de Moș Ajun. Am ascultat taragotul fermecat cu care Bogdan Bota ne-a impresionat de atâtea ori și această variantă a colindei este specifică, așa cum a spus Bogdan, Soconzelului, dar sunt acolo multe colinde care au fost duse în fiecare an de-a lungul vremii de la un Crăciun la altul.
De la Soconzel mergem la Lipău. Îl invităm alături de noi pe colindătorul de acolo, Darius Câmpian, un tânăr talentat care promite foarte mult și care împreună cu Bogdan Bota de multe ori este prezent la diverse spectacole. Seara bună lui Crăciun! Bună seara lui Crăciun, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Ce ne-ai pregătit, Darius, pentru această minunată seară? V-am pregătit o colindă foarte frumoasă și veche, dar vă las pe dumneavoastră să o descoperiți. Și pe telespectatorii și creștinii noștri. Da, normal. Să știți că Darius Câmpian participă și la multe șezători. Așa că avem nădejdea, viitorul nostru este asigurat în ceea ce privește păstrarea tradițiilor populare și nu se lasă mai prejos. Merge și el cu colinda în continuare după ce pleacă de aici de la noi, dar până una alta să ascultăm acest colind magic pe care l-a pregătit Darius Câmpian. Cred că și de această dată ați fost impresionați de acest colind pe care l-a interpretat Darius Câmpian din Lipău. Un mister s-a abătut asupra acestei emisiuni și ne-am întrebat
oare ce poate să fie? Iar până la urmă am aflat că alături de noi se află formația Mister. Bună seara lui Crăciun, bine ați venit la noi în emisiunea noastră dăruită nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Bună seara lui Crăciun, mulțumim frumos de invitație. Sergiu este purtătorul de cuvânt al formației Mister, dragi telespectatori, așa că am să te rog să ne spui ce ne-ai pregătit pentru misterul care dăinuie în această seară, în această emisiune. V-am pregătit o colindă veche, Colosus în vremea aceea, și avem și o compoziție proprie, compusă de Cosmin, Umblăm să dăm de veste, un cântec de Crăciun, ne place nouă să-i spunem. Dacă dorești să adresezi un mesaj tuturor telespectatorilor care ne urmăresc la această oră, Sergiu, în numele formației Mister. Vrem să le dorim multă sănătate, mai ales în vremurile astea, și sărbători liniștite, frumoase, alături de cei dragi. Să ascultăm formația Mister cu un colind tradițional și o compoziție proprie, care sigur se înscrie în rândul colindelor noi, care deja au început să fie fredonate în diverse locații. Formația Mister. Colosus în
să lăudăm. Umblăm din casă în casă la gazda săracă pe Hristos să lăudăm. Pe Hristos să lăudăm. Umblăm din casă în casă la gazda săracă pe Hristos să lăudăm. Prin zăpada necălcată umblăm să dăm de veste azi ca-ntr-o poveste pe Hristos să lăudăm. Umblăm din casă în casă la gazda săracă pe să lăudăm. Pentru omul păcătos s-a născut astăzi Hristos. Poveste pe Hristos să lăudăm. Umblăm din casă în casă la gazda săracă pe Hristos să lăudăm. Cred că foarte mulți dintre dumneavoastră ați rememorat împreună cu membrii familiei, cu prietenii, cu rudenile, secvențe de neuitat din Crăciunul de altă dată. Și cu siguranță cred că ați avut posibilitatea să-i revedeți pe cei mai minunați artiști. Ne reîntoarcem la Soconzel. Avem o colindătoare de acolo, Liliana Bota, care a pregătit un colind tradițional cu totul și cu totul deosebit. Seara bună lui Crăciun, bine ai venit, Liliana! Bună seara! Ce colind ne-ai pregătit? Ești tu mai timid așa, dar când e să colinzi, uiți de toată timiditatea. Așa este. V-am pregătit o colindă foarte dragă sufletului meu, Veniți astăzi credincioșii. Un colind care am înțeles că acolo în Soconzel se cântă an de an, la sfârșitul Sfintei Liturghii, în ziua de Crăciun, nu? Da. Iar acum îl cântăm și o să-l ascultăm în această minunată seară de Moș Ajun. Să-i salutăm, să-i salutăm.
Acesta a fost colindul interpretat de Liliana Bota din Soconzel. Acolo sunt foarte, foarte mulți tineri talentați, colindători, care și în această seară vor merge mai departe. Se mai păstrează tradiția Viflaimului, mai merg tineri acolo cu steaua, la fel ca și altă dată. Dar, dragi creștini, oare cine bate la ușa sufletelor noastre? Sunt doi colindători. Bună seara, lui Crăciun! De unde veniți? De la Babța. Bună seara, lui Crăciun, de la Satu Mare. De la Satu Mare, cum te numești? Vladeac. Și Sara Nistor. Am înțeles că ați pregătit un duet până la urmă, că trebuie să deconspirăm. Am vrut noi să știm cine sunt colindătorii care au venit acum spre finalul emisiunii să ne colinde. Nu-i așa? De multe ori în casele noastre au intrat sau intră și acum colindători și gazda de multe ori întreabă pe copii: măi, dar tu de-a cui ești? Și copilul începe să spună, după poreclă: dar tu, frumoasă fată, de-a cui ești? Și fiecare începe să spună de unde vine sau din ce familie face parte. Cum se intitulează acest duet, acest colind pe care l-ați pregătit pentru această minunată emisiune dedicată lui Moș Crăciun? Acest colind frumos se numește Viflaime, Viflaime. Să-l ascultăm! Viflaime, Viflaime,
Cei doi colindători, Sara și Vlad, dragi creștini, sunt elevi ai doamnei profesoare de canto, Ana Maria Artelean din Satu Mare. Le mulțumim pentru colindul lor. În continuare, avem o colindătoare de la Tătărăști. Este vorba de Angela Munteanu. Sara bunului Crăciun, bine ai venit, Angela, la fel ca în fiecare an, la această minunată emisiune dedicată nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Sara bună lui Crăciun, Sara am bună. Venit și la tine cu Corinda, că am fost la mai mulți. No, dar pe amul s-a întâmplat că trebuie să mă duc și la Mitică, dar nu pot să nu mă duc la Mitică sau la Nord-Vest TV, prea tine mie, e acolo de la emisiune, de la toate emisiunile, de fapt, televiziunea Nord-Vest TV, Satu Mare. Da, iar de la Mitică vei merge mai departe cu Colinda, fie la Tătărăști, fie la cei dragi inimii tale, atât în această minunată seară, cât și mâine, în ziua de Crăciun, dar și a doua zi de Crăciun, pentru că de multe ori noi așa, stimați telespectatori, ne facem o listă amplă și vrem să cuprindem toate cunoștințele noastre, prietenii, rudenile și alții cunoscuți, pentru a merge în aceste minunate zile să-i colindăm. Cine ai pregătit, Angela? Vreau să spun că noi în seara de Crăciun umblăm a colinda așa o gașcă mare. Suntem 10 familii de dincolo de Someș, din micro 17 și până în micro 15. Și toate neamurile lui soțului Munteanu, frate, verișor. Și până dimineața, pe la 5, noi corindăm, inclusiv pe ulițele, cum zicem noi la țară, ulițele, adică pe străzile Satmarului. Ne-ai pregătit două colinde. Și am pregătit două colinde, frumoase. Bineînțeles, că încerc totdeauna să-mi colind colindele din Tătărăști, în orașul Viflaim și colinda lui tata fiertat, sculați gazde, nu durniți. Să ascultăm cele două colinde tradiționale aduse tocmai de la Tătărăști, colinde care ne-au aninat copilăria, tinerețea, îmi place să spun acest lucru, și care nu mor niciodată, sunt colinde nemuritoare pentru dumneavoastră, pentru toți mesenii, pentru toți creștinii, Angela Munteanu. Cel fără de început, căci acolo
Dragi creștini, stimați telespectatori, emisiunea noastră specială intitulată E vremea colindelor se încheie aici cu aceste două colinde interpretate de Angela Munteanu de la Tătărești. Nu ne rămâne decât să vă mulțumim pentru atenție, să vă dorim în continuare sărbători fericite și mulți, mulți Crăciuni fericiți!